să alergăm după traiul de zi cu zi. Alergăm foarte tare în ultima perioadă și uităm esențial în ceea ce scrie în 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. Prea adesea, în lumea de astăzi, valoarea omului este judecată în funcție de ceea ce au. Cine are, este ridicat și lăudat de toți, iar cine nu are, nu este luat mai deloc în seamă. Însă Biblia ne arată că valoarea vieții noastre se stabilește nu cu lucruri greu de obținut. Nimeni nu este favorizat sau defavorizat de timpul, locul sau contextul social în care s-a născut sau a crescut. Domnul Iisus Hristos se face disponibil pentru noi toți. Cel care există din veșnicii și a creat întreg universul, Cel care ține toate lucrurile prin puterea Lui, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Cel care domnește peste tot universul, este Cel care ne-a fost dat nouă ca izvor de viață. În dragostea Lui cea mare, Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru ca lumea să aibă viață. Domnul Hristos însuși s-a dat pe Sine pentru noi. Despărțiți de Mine nu puteți face nimic, le spunea El ucenicilor înainte să vină ceasul oferirii Sale pentru întreaga lume. Dacă dorim viața veșnică și dacă dorim să începem să avem încă de acum, trebuie să depunem toate eforturile pe care pentru a-L da pe Hristos și puterea Sa în viața noastră. Hristos va locui în inimile noastre prin credință, când ne vom da seama că El este de partea noastră și când vom fi conștienți de rolul pe care l-a avut în planul de mântuire. Pe măsură ce mintea se ocupă mai mult cu persoana lui Hristos, caracterul este modelat după asemănarea divină. Gândurile sunt umplute cu simțământul bunătății și dragostei Sale. Noi contemplăm caracterul Său și astfel, El este prezent în toate gândurile noastre. Dragostea Lui ne înconjoară. Data viitoare, când vom fi ispitiți să ne stabilim valoarea prin ceea ce avem sau să ne aducem aminte că locul nu contează, ci contează dacă avem pe Hristos în noi. Amin.